Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Domnul Darău, o concluzie la subiectul pe care l-am discutat până în pauza pulșară, ca apoi, pur la bombuș, să ascultăm și părerea doamnei deputat Cătăuță. Da, foarte rapid, vreau să dau două concluzii. V-am promis una pe creșterea prețurilor la energie. Am vorbit cu cei de la grupul de la deputați. Există asumare pe preluarea prioritară a subiectului imediat după 1 septembrie și dezvoltarea normelor cu foarte aplicare tare. Din octombrie, deci înainte de iarnă. Doi, pe partea cu vaccinarea, da, sunt foarte multe opinii. Acum, ideea e cum să facem astfel încât gradul de vaccinare să crească foarte repede. Și eu, apropo de politicieni, cred, și am mai spus asta acum câteva luni într-o altă emisiune de televiziune, cred că primarii de la toate partidele sunt aici cheia. Cred că primarii, mult mai apropiați de comunități, ar trebui să devină vector de convingerea oamenilor, nu obligare, convingerea oamenilor pentru vaccinare. Și n-au făcut-o. Mulțumesc mult, domnule senator. Mii de primari din țara asta. Mulțumesc mult, domnule senator, doamna deputat. Sunt de acord cu ce spune domnul doctor și nefiind specialist, același lucru am încercat să spun și eu mai devreme. Vaccinarea este necesară, dar într-adevăr trebuie luată în cunoștință de cauză. Omul să știe care sunt avantajele și dezavantajele. Dar accesul la informație nu poate fi făcut decât într-un program național. Și aruncarea, pasarea, așa că nu-i populația educată, că primarii n-au făcut suficient, nu este corect. Într-o situație de criză, și cea pe care o traversăm este situație de criză, conducerea țării trebuie să-și asume responsabilitatea. Legat de comentariile domnului doctor despre cabala internațională care conduce lumea, aici nu o să comentez pentru că am o părere total diferită. Mă bucur foarte tare că nu ați intrat pe acea pârtie, pe acea zonă din ceea ce a spus domnul Gheza Molnar, pentru că este într-adevăr un subiect foarte delicat și foarte greu de gestionat, dar mă bucur că ați fost de acord și eu subscriu la ce spune doamna Cătăuță și la ce spune valorosul nostru medic, domnul Gheza Molnar, că vaccinarea fiind un act medical extrem de important, că nu e un vaccin oarecare și nu este o pandemie oarecare și nu este un moment istoric în istoria medicinei, dar și în istoria stării de sănătate a poporului român și a popoarelor de pe planetă, este un moment istoric. Ei, eu cred că ce a spus omul ăla este de mare, de mare bun simț. Mulțumesc mult, doamna deputat, că ați rămas alături de noi pentru această precizare. Oameni buni, înainte să stabilim legătura la Timișoara cu domnul Musta, v-am promis și ne ținem de promisiune o televiziune de la Tel Aviv, televiziune națională israeliană, un medic care am înțeles că este foarte, foarte cunoscut și apreciat în Israel și o traducere ad hoc a unui român privind spusele acelui medic care spuse au devenit subiect de analiză pe internet în Israel. Ascultăm și mergem după aceea la Timișoara. O să-l avem imediat materialul, se încarcă. Este chestiune de câteva secunde, dar credeți-mă, chiar merită, pentru că eu am spus și repet, cu cât ai mai multă informație, cu cât ai mai multă informație venită din surse cât mai diferite, cu atât înțelegi de ce trebuie să mergi la primul centru de vaccinare, de ce să te vaccinezi, de ce să ai un punct de vedere față de campania de vaccinare, adică așa, după ureche, după teoria ale conspirației, după punct, fiecare poate să crede ce vrea, dar eu sunt ferm convins. Și de-aia și muncesc în această emisiune, în acest post de televiziune național de știri, pentru că informarea, un om informat face cât doi. Acel doctor spune așa, 90-95% din spitalizări sunt vaccinați cu schema completă, și 80-85% din cazurile severe sunt vaccinați complet. Vaccination Nation, tată. Super meseriași. Deci la 60% vaccinare au procent mai mare în spital de internați vaccinați complet. Așa? Și forme severe.
în direct, oameni buni, foarte mulți vaccinați cu schemă completă, spune medicul israelian, într-o traducere aproximativă, dar corectă, a acestui internaut. Și foarte, foarte mulți, spun, repet, televiziunea israeliană și medicul israelian, foarte mulți cu forme severe. Bună ziua, domnule doctor Musta. Bună ziua. Mă bucur că ne sunteți alături. Domnul Musta, ce să înțeleagă românul de rând din această informație și cum să o coroboreze cu informația pe care am dat-o și noi, pe care au dat-o toate televiziunile serioase din România, informație conform căreia, chiar dacă rata de vaccinare în acele țări este de 60-70, chiar mai mult de 70%, iată valul 4, nenorocitul ăsta de COVID, Delta, mutantul Delta, lovește din plin și acolo lucrurile par a se duce către ceea ce a fost în plină pandemie, când ne aducem aminte ce tragedie trăia și România. Da, acum nu știu exact date statistice. Eu chiar ieri revizuiam niște date statistice transmise de Organizația Mondială a Sănătății la sfârșitul lunii iulie, în care, într-adevăr, erau țări care aveau un număr foarte mare de infectați. Anglia, deși la Anglia a început să mai scadă puțin numărul de infecții, Israelul, în care era în creștere, aveau în jur de 4.000 de infectați, dar numărul de decese era foarte mic. Aveau un procent de 0,18% decese. Am înțeles. Dar înseamnă că formele critice și grave sunt totuși un număr mic. Și am urmărit în paralel câteva statistici. În Anglia, la un număr, la un medie de 47.000 de cazuri pe zi, timp de o săptămână, au avut decese în jur de, era un procent de 0,11%. În Israel, 0,18%, tot așa pe o medie de 7 zile. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, se face boala, dar nu se fac forme mortale. De exemplu, în Federația Rusă, unde la 31 iulie numărul de cazuri era 22.000-23.000, aveau un procent de decese de 7%. Adică înțelegerea noastră este așa, din ce auzim la dumneavoastră. Vaccinul are rolul lui, acela de a nu te duce tu ca pacient infectat cu COVID, dar vaccinat spre o formă gravă. Spre o formă critică care se ducă la deces, care se necesită terapie intensivă și se ducă la deces. Așa este. Deci este o statistică de 10 ori mai puțin pacienți ajung în terapie intensivă decât dacă sunt vaccinat, decât dacă nu sunt vaccinat. Mulțumesc deci, foarte mult, oameni buni! Primul efect benefic al vaccinului. Mulțumesc mult, domnule Musta, oameni buni! Să ascultăm și punctul de vedere al doamnei Pop. Sărut mâna, Monica! Bună seara! Exact invers față de ceea ce a spus doctorul Musta, a spus doamna doctor Mahler și nu mai știu ce să mai credem. Din potrivă, a spus că se pare că vaccinul nu este eficient și pentru Delta și ceea ce spun cei din Israel și nu-l înțeleg pe doctorul Musta de ce spune cu totul și cu totul altceva, pentru că dacă n-ar fi forme grave, n-ar fi în spital. Cine e nebun să interneze un om care e într-o formă fizică bună, într-o formă de boală bună? Deci n-are de ce, să primeau tratament acasă. E foarte clar că cei care sunt internați în spital și în terapie intensivă sunt forme grave și înțeleg că cea mai mare parte dintre ei sunt vaccinați. Nu mai știu omul ce să creadă. Foarte tare. Cum ți se pare, Monica? Știu că stai puțin cu noi, timpul e foarte scurt pentru Monica Pop. Eu te întreb așa, cum ți se pare declarația pe care am preluat-o de la Antena 3 a profesorului Geza Molnar privind situația cu pandemia, privind vaccinarea, lasă aia cu oculta mondială și cu partea medicală, cum ți se pare? Dar nu știu ce a spus, îmi pare rău, chiar nu știu. Am crezut că ai văzut materialul, atunci nu avem timp să reluăm. Nu am putut, dar în orice caz lucrurile sunt controversate și încă o dată nu se spune adevărul la noi în țară și nu e ok lucrul acesta. Dar spre surprinderea mea, astăzi se pare că domnul doctor Ghiță a spus ceva despre contraindicațiile vaccinului, ceea ce niciun infecționist n-a spus. Fix așa. Și nu este corect lucrul acesta să nu se spună. Deci domnul Gheorghiță a spus puțin, mult mai puțin decât ar fi trebuit, dar oricum e un început. Încep să se limpezească lucrurile și din acest punct de vedere. A spus clar că oamenii care au infecții nu trebuie să facă vaccin, oamenii care au febră nu trebuie să facă vaccin, până acum se spunea cu totul altceva. Bine, acum Monica, știu că timpul tău e limitat, dar nu pot să nu-ți reamintesc, nu atât ție, cât celor de acasă, că unul dintre cei mai mari medici ai planetei, care
este trăitor, este în viață și este laureat al Premiului Nobel pentru medicină, Taman, în virusologie, spunea că este o aberație ce face planeta Pământ, ce face echipa medicală a pământenilor, să vaccinezi popoare după popoare după popoare în plină pandemie, excelentul medic francez spunând că nu se poate, pentru că pui în război în timpul pandemiei prin vaccinare organismul uman și virusul și întotdeauna virusul va ieși câștigător. De ce? Pentru că face mutații. El se apără și încearcă ca și noi să ne salvăm de el, el se salvează de vaccinul nostru. Da, asta atâta mai vreau să spun că decidenții din țara asta și mai ales unii medici care spun lucruri controversate trebuie să-și revină și să vorbească de așa mare încât oamenii să înțeleagă despre ce e vorba și să li se spună adevărul. Fix tu spui fără să-l auzi, fără să-l auzi pe Geza Molnar, fix același lucru spui și tu, că el este un pro. Mă bucur foarte mult. Cum e posibil să spună doctorul Musta sau cine a mai vorbit înainte că este foarte mic procentul de infectați la vaccinați când israelienii... Da, opinii, Monica, opinii și opinii. Asta e farmecul. Asta e farmecul emisiunii astea. Opinii și opinii. Fiecare cu opinia și cu punctul de vedere. Dar nu e opinie, Tudor. Este un lucru foarte serios pe care oamenii trebuie să-l înțeleagă așa cum e în realitate și nu ce isenăzare, nu știu cui, ca să vorbească politic, pentru că nu e normal. Ești de acord cu mine că boli cumplite pe cum oreonul sau varicela au fost eradicate prin vaccinare? Nu sunt foarte sigură că e așa. Nu au fost eradicate. Unde? Nu există varicele, există epidemii întregi. Cum? Cum nu există varicele? Cum nu există oreon? A, că nu e pandemie, dar epidemie este. Cum să nu? Este în fiecare an. Bine. Îmi pare foarte rău, dar n-ai o știre foarte corectă din punctul ăsta de vedere. Cum să nu? Și de, și de rujeolă, și de gripă, cum să nu? Există epidemii, nu pandemii. Bine, mulțumesc mult de tot, oameni bune. Asta înseamnă o emisiune echidistantă, o emisiune care informează și care vă lasă pe fiecare, în primul rând vă lasă gustul acela de hai să aflu mai mult. Și aveți surse pe online și la TV și în presa scrisă și aveți. Dar mai mult vă ajută să știți exact de ce, cum vă spusei adineauri, de ce mergi la primul centru de vaccinare să te vaccinezi sau ce anume poziție ai față de această campanie. Campanie de luptă împotriva unei pandemii nenorocite care, atenție, și nu e nicio glumă, își va arăta colții cu certitudine în octombrie, noiembrie, anul acesta. Stăm, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne vedem aici la măsuță și vorbim. Salut, George! Apropo, bănuiesc că ați văzut, deja telefoanele sună fără să anunț eu în mod corect. George este la telefon, va fi primul. Vreau să vă auziți, să ne auzim între noi punctele voastre de vedere privind problema asta cu vaccinarea în noul context, nenorocitul ăsta de unde e? Unde e, mă? COVID-19 Delta. Bună ziua, George, ești în direct. Bună ziua! Aș dori să încep prin a o informa pe doamna Monica Pop că epidemiile pe care le-ați menționat în România sunt eradicate. Că apar cazuri și că aceste cazuri care apar și în România se datorează persoanelor sau, mai bine zis, părinților care refuză să-și vaccineze copiii, asta se întâmplă numai din cauza, mă rog, atitudinii noastre de a pune în discuție orice adevăr spus și probat de medici, de oameni profesioniști. Deci doamna Monica în niciun caz nu are dreptate aici. Acum eu nu sunt nici medic, mă rog, am o altă calificare, dar stau și mă minunez și văd diferite opinii venite din partea specialiștilor care spun vaccinați-vă că asta este singura soluție. Și pe de altă parte văd fel de fel de actori, de muzicieni, de nimandrum în această privință, iertați-mi expresia, dar asta este, deci oameni fără niciun fel de calificare, care își dau cu părerea vis-a-vis de un lucru foarte simplu. Fii atent, George, ca o recompensă a punctului tău de vedere, care mie mi se pare pertinent, deși și tu pregătește, Paule, la Videoled știrea 6 din materialul nostru. George, să știi că foarte mulți care n-au nicio treabă și acum nu fac referire directă la tine sau la mine, care nici tu, nici eu nu suntem medici. Dar foarte mulți au ajuns în această pandemie să-și dea cu părerea. Din păcate. Foarte mulți cum să nu meargă știrea 6. Bine, îți spun eu cum merge. Stai un pic. Dă știrea 5.
Stai un pic, stai un pic, George, că avem o problemă. Dăm știrea 5. Sigur, rămân. Stai un pic la telefon, că acum facem la vedere. Dă-mă video LED-ul să mă vadă lumea, că nu vorbesc de nebun. Dă știrea 5 a noastră din desfășurător. Bun, ridico. Dă, oh, bă, prea mult, mă, băi, încet, mai jos. Mai jos, mai. Stop. Dă click aici pe CNN. Dă click. Hopa! Hopa, Penelopa! A apărut știrea. COVID-19. Cazurile de COVID-19 cresc ca număr în țări lăudate pentru modul în care au stăpânit pandemia. Dă-o puțin pe full screen să o vadă lumea. Do they need to change their strategies? Trebuie să schimbe ăștia strategiile. Mare atenție, Cable News Network, CNN-ul, alertează lumea, George, că... Ia de traducerea puțin, Paule, ia încearcă să facem și traducerea pentru cei care nu vorbesc engleză ca mine așa. Adică eu sunt un vorbitor aproximativ. Traducerea imediat. Iată-o! Unde e? No. Uitați-o! Ce ați făcut, mă? COVID-19. Cazurile sunt în creștere în țările lăudate pentru oprirea focarelor. Trebuie să schimbe strategiile. Julia Hollingsworth, CNN. Oameni buni, știrea aceasta, las-o pe ecran să o vadă lumea. Știrea aceasta este un premiu dat telespectatorului nostru ca să vadă că lucrurile și la CNN și pe toată planeta sunt într-o dezbatere, vorbesc din punct de vedere mediatic uriașă. Pentru că, George, fii atent, în țări în care sunt lăudate cum au oprit focarele, sunt lăudate pentru nivelul de vaccinare, Israelul a fost un caz. Uite, frate, ce se întâmplă, crește dramatic numărul de cazuri COVID. Da, într-adevăr, și eu o felicit pe această Julia Josepacua, dar este să nu uităm că este totuși un jurnalist, da? Oh. Și un singur lucru vreau să mai adaug. Așa. Faptul că în momentul în care nu ai altă soluție și ai trecut deja printr-o perioadă în care spitalele erau pline de oameni care nu erau deloc protejați cu nimic, în momentul în care nu există niciun tratament, să pui în discuție dacă vaccinăm sau nu, este... Nu, George, în primul rând, eu nu o apăr pentru că nici nu o cunosc și dacă lucrează la CNN, este clar unul dintre mari gazetari ai lumii, că CNN nu angajează pițifeli, nici păcălici. Nu angajează... Fără îndeală. Nu angajează stative de microfon. Nu, angajează gazetari adevărați. Eu îți spun așa, lasă-mă știrea puțin, lăsa știrea aceea. Doamna sau domnișoara ce este de la CNN... Chiar dacă tu spui că ești jurnalist, de parcă ai spune, nu se pricepe ea. Este probabil acreditată pe zona medicală, că altfel n-ar vorbi, n-ar publica articole sau reportaje. Nu e vorba de ea, este vorba de informația pe care o transmite. Informațiile pe care le are femeia asta, am garanția că sunt mult mai bune decât ale tale și ale mele, mulțite cu 5 la un loc, crede-mă. Altfel nu-și permitea un articol publicat de CNN. Nu suntem în România. Acolo nu publică orice lăutar care n-a citit o știmă sau o partitură în viața lui, ca la noi în presa română, unde aproape oricine e suficient să arate bine, okay, și iese pe post. Ok, ai dreptate. Atunci răspundem la următoarea întrebare. Te rog. Răspund la următoarea întrebare. Da. Ce opțiuni are cei care se ocupă în România de sănătatea publică? Ce opțiune are? Să continue să convingă populația că vaccinarea este soluția, da, și să aibă cât mai puține... Ai spus perfect! Stai, oprește-te, că ai spus perfect! Să continue să convingă populația să se vaccineze, nu să vină să-mi spună că nu mă duc la supermarket sau la magazin, că n-am Green Pass, George. Trebuie să mă convingă să mă duc ca Iohannis, să-mi ridic mâneca... Și să-i spun, dă ia acu și bagă-mi-l aici în deltoid și dăm vaccinul. Dar trebuie să mă convingă. Nu să mă pună cu japca cu din ce în ce mai multe garduri, să n-am voie întâi la magazin, nu, întâi la mall, pe urmă la meci, pe urmă la concert, pe urmă la teatru și apoi la magazin ca să nu mai am ce mânca. Nu, aia nu e regulă. Ce, fii atent, George. Ce face CNN-ul, mai dă puțin o dată știrea, ce a făcut CNN-ul, oameni buni, este o aberație. Îmi pare rău, i-am lăudat pentru că sunt una dintre cele mai mari case de știri de pe planetă. Dă-mă cadrul mai strâns aici. Ce a făcut CNN-ul, că și-a dat afară angajați pentru că nu s-au dus să se vaccineze, și conducerea acestei uriașe case de știri de pe planetă, al lui Ted Turner, cel mai tare, i-a dat afară pe oameni. Nu sunt vaccinați, dar marș acasă. Păi stai mă puțin, prietene CNN.
Dar poate am de ăla, cum îl cheamă, de 72 de ore valabil, test PCR, PCR. Dar poate am trecut prin boală și sunt mai imunizat decât ăștia cu vaccin. Nu i-a spus nimeni lui Ted Turner. A băgat șapca în ei. Multinaționalele, gen Google, gen ăia, cum îi cheamă, Amazon, gen... Păi băi, când ajungi să pui condiția pâinii, păi mâine mă trezesc la B1 că îmi spune patronul: barbule, nu ești vaccinat, marș acasă. Păi stați un pic, domnul patron, că eu și-am trecut prin boală. Uitați, ăsta e buletinul meu de anticorpi, care arată că stau mai bine decât aia cu vaccinul. Domnul Barbu, da, eu sunt sigur că patronul dumneavoastră nu o să vă spună chestia asta dacă probați toate chestii. Păi la ăștia n-a auzit, George, că la ăștia i-a dat afară dacă nu erau vaccinați. Aici s-a ajuns pe planetă. Iar ăia la marile de-astea de online, la Google, la Amazon, la multinaționale, dar nu mai dăm nume, Netflix, da? Măi, dă afară pe oameni dacă nu se vaccinează deja. E vorba de pita omului, de banii pe care îi duce acasă la familie. Asta nu e în regulă, George. Nu mă poți, da. Nu-mi poți, că mâine e asta, dar știi ce va fi? Poi mâine nu mai ieși pe stradă, bă, stai în pușcăria anumită domiciliu. Dacă este nevoie, ar trebui să stăm, pentru că, și cu asta eu cel puțin închei, da? Pentru că una este să convingi poporul francez și alta este să convingi poporul român. Care e diferența? Care e diferența? Care e diferența, George? Gândiți-vă și o să o găsiți singur. Care e diferența? Nu știți care este diferența? Nu. Diferența este de cam 50 de ani cel puțin, și asta în economie. La nivel de cultură, de așa civilizație, zic că frizează undeva la 75-100 de ani. Mulțumesc frumos, a fost George. Mergem mai departe. N-am să comentez în niciun fel. Ăsta e șarmul, unul dintre șarmurile emisiunii, este că nu comentăm, fiecare spune ce vrea. Salut, Nicule, ești în direct, te ascult. Da, vă salut. Am o rugăminte, Nicolae. Mă bucur în primul rând că te aud, o voce la care eu țin foarte tare de 12 ani. Cred că ne-am auzit prima oară cu Nicu acum, nu mai știu, 10-12 ani. Nicule, rămâi pe publicitate alături de noi, să iau și eu 2 minute de pub, se poate? Se poate. Hai, mersi frumos, ce indulgent ești. Oameni buni, în direct, foarte multe mesaje, foarte multe telefoane. Nicule, te rog frumos, rămâi un pic la telefon, mai ales că Nicu, vocea de la telefon, îmi este și martor, având în vedere că sună la emisiunea asta de pe vremea când la OTV, cred că în 2009 sau 2010, făceam primele emisiuni cu telefoane în direct cu oamenii. Printre mesaje am primit l-am pus pe ecran ca să-l vedeți. Îmi scrie un telespectator, o să-i pun numărul acolo unde să-i respingă de acum înainte și apelurile și mesajele, pentru că n-am înțeles absolut nimic. Îmi scrie așa: vă salut, dacă dați CNN ca fiind credibilitate, etc., e clar în ce vă privește, adică pe mine. Dureros e că știți, adică eu. Mult mai dureros e că vă pretați la această manipulare, emisiunea de azi, contrar a ceea ce spuneați acum mai bine de 10 ani. B1 a devenit trompeta SARS-CoV, aproape exclusiv propagandă vaccinare. Mizerabil, vă doresc numai bine. Dom'le, că mă face mizerabil nu mă deranjează. Propagandist, nu mă deranjează. Pe mine mă deranjează că se uită la emisiunea mea neînțelegând nimic. Da, circulă de foarte mult timp, l-am primit pe internet, l-am și difuzat, îi spun prietenului care a trimis imbecilitatea asta de mesaj. Materialul ăla pe care l-ai văzut tu, prietene, pe internet, l-am și difuzat la B1. B1 este o televiziune normală. Emisiunea asta e o emisiune normală. Materialul ăla l-am difuzat. N-am nicio cenzură. Materialul care a făcut, l-am primit din Spania. Eu l-am difuzat având-o în direct pe cea care mi l-a trimis, se numește Andronescu. Ecaterina Andronescu, fost ministru al educației. Umbla prin toate cercurile conducerii PSD și m-a sunat într-o seară: Tudor, uite ce am primit. Eu l-am primit și din Spania și din Germania materialul ăla. Da, eu nu reneg, nu-mi trag înapoi o vorbă din ce am spus în emisiunea despre pandemii, vaccinuri, ocultă mondială, acum 11 ani. Nu e nimic mizerabil și nici manipulare. Emisiunea asta e o emisiune echilibrată. Țara asta luptă și guvernul ăsta luptă pentru combaterea unei pandemii. Ah, nu e reală, ok. Nu există, cum se cheamă, SARS-CoV-2. Bă, ok. Eu am trecut prin boală. Îi spun asta necăjitului ăsta. Eu am văzut cum arată boala mă la față. Eu am văzut cum arată boala și bolnavii la față, bă, prietene. Eu am fost în spital. Gata. Da, Nicolae.
Da, după cum v-am mai spus, noi la B1TV luptăm pentru a dovedi lumică... Nu vreau, Nicolae, să discutăm despre aia, te rog, hai să revenim. Nu suport să mă facă un nei ca nimeni pe mine mizerabil și manipulator într-o emisiune, nu jignesc poli pe nimeni. Asta m-a făcut ăla pe mine, mizerabil și manipulă, mă tot temperează în cască, Paul. Sunt nefuncționare, asta am vrut să spun, că noi funcționăm bine la B1TV și am să vă spun... Absolut că... corect, asta e adevărul, asta e emisiunea, Nicolae, în care se funcționează pe bază de echidistanță, informare și echilibru. Nu pot să fiu nici pro, nici pro-vaccinare, nici anti-vaccinare. Nu pot să mă duc să spun colonelul Gheorghiță are dreptate sau Câțu este un om care e pe miriște. Nu pot să spun asta. Eu fac ceea ce o face un gazetar. Informez. Pro-adevăr. Trebuie spus cuvântul ăsta. Pro-adevăr, pentru că e foarte important. Da, Nicolae, zi. Ce se întâmplă în momentul ăsta, pentru că ni se abate atenția de la adevărata problema, care noi am discutat-o, am spus resetare și n-am explicat despre ce anume este vorba. Se încearcă resetarea, dar nu prin vaccin și prin virus, ci resetarea climatică, care nimeni nu se mai uită la ea cum lovește pe tot pământul și milioane de oameni sunt tot timpul cu capul pe buturugă. Adică suntem în momentul în care citesc de la domnul Emil Străinu, general care știe ce vorbește, ce se discută în acele cercuri înalte, că este abaterea atenției întregii lumi de la această nenorocire către virus, către altceva, care de fapt observăm că e o păcăleală. Pentru că ce se întâmplă în Grecia, probabil că se va întâmpla la anul în România sau aproape pe toată Europa, această resetare climaterică făcută cu anumite instalații de omite... Fără doar și poate, bă, bravo, bă, Nicolae, fără doar și poate așa e. Așa am început emisiunea, din Siberia până în Statele Unite, este o tragedie planetară. O resetare... Acolo, asta e întreținută. Să știți că e întreținută, iar faptul că nu mai putem respira aerul care e pe pământ e semnul cel mai mare de întrebare și atunci te abați pe tine cu atenția pe altceva. Asta se face pe toată planeta. Mersi mult, Nicolae, pentru telefon. Chiar m-am bucurat că s-au suprapus și mesajul SMS și telefonul lui Nicu din București. Apropo, cum să-i spui unuia care acum câteva... 10 de minute a difuzat un material, mulțumesc încă o dată celor de la Antena 3, căci de acolo provine materialul, cu Ghezo Molnar, în care se spune ceea ce ar putea fi interpretat chiar ca antivaccinism. A, cât de naiv să zic, ca să nu folosesc cuvinte mai dure. Cât de naiv să fii. Uite, și vă rog eu pe cei care, nu știu, de, nu mai folosiți telefon, nu mai folosiți numărul, bine, eu o să-l pun la alea interzise. Dar uitați-vă, mă, la Măruță. Uitați-vă la acest direct, sunt emisiuni interesante pe nivelul... Da? Salut, Cristi, la Alba Iulia, ești în direct. La Alba Iulia, Cristian, mă auzi? Nu mă aude, mă. Bine, luăm publicitate și ne întoarcem dacă mai fi pe fir la Alba Iulia, dacă nu, la următorul telefon. Ne-am întors, oameni buni, în direct. Nicu din Italia este în direct și Gigi din Iași. Sper să mă înțeleagă moldoveanul că e băiat deștept. În timp mergem în Italia, că stă omul la distanță pe fir. Nicule, ești în direct și apoi o să merg la Iași. Zi, Nicolae. Să trăiți, domnul Varvo. Hai, noroc. Vreau să spun și eu, ca toți telespectatorii dumneavoastră, că eu nu sunt, părerea mea, eu nu sunt de acord cu vaccinarea. De ce? Și vă spun și de ce, că și aici în Italia mă obligă să-l fac și nu-l fac. Cum a spus și doctorul respectiv, dom'le, vaccinarea nu e, în primul rând să vă spun ce m-a convins pe mine. Bă, tu de unde sunt? Din ce oraș sunt, mă? Nicule, din ce zona Italiei mă suni? Veneția. Din Veneția. Păi bă, băiete, e până nordul Italiei, din ce mi-aduc eu aminte, da? Da, da. Păi da. Bă, nordul Italiei, Lombardia, toată zona aia a fost muci, pardon, a fost făcută zdrențe, bă, băiete. Cum să-mi spui tu, dintr-o zonă în care s-a murit pe capete și aia săracii erau disperați în spitale, medicii, că ești împotriva vaccinului acum pe bune? Acum pot să vă întreb și eu ceva? Da. Să vă întreb, în primul rând, vaccinul când se face, să mă... durează ani de zile, prima dată. Da, mă, da, aici s-a făcut mai pe repede, da. Da. Nu trebuie să găsească prima dată un medicament. Tu te-ai, fii atent, nu te-ai vaccinat, înțeleg că nu te-ai vaccinat. Boala, prin boală ai trecut? Da. Și ce formă ai făcut? Gravă. Nu te cred. O să vă explic cum?
Da. Mi-am luat pofta de mâncare, am avut diaree, Aia e formă gravă, mă, tu ce înseamnă formă gravă, Nicolae? Formă gravă e când îți bagă necăjiția aia tuburile pe gât și te salvează cu ventilare mecanică. E, vă spun un singur lucru. Eram la un pas. Dar nu, tot așa, nu m-am dus că... Da, vorba lui, auzi, Nicolae, vorba lui Paul, Filimon, ai avut zile, bă, băiete, de-aia vorbești așa. Ai avut zile. Da. Bine. Dar... Da. Asta vreau eu să vă ești. Bună, mi-ai zis. Nu. Hai că mă așteaptă. Îl țin la rând pe Gigi, care a fost politicos pe moldoveanul nostru, ca să te lase pe tine din Italia. Gigi, ești în direct. Să-mi trăiești frumos, o săptămână minunată îți doresc. La toată lumea. Foarte scurt, că se termină emisiunea. Vreau să te întreb dacă gândești o prost în ideea în care undeva 30% din poporul, zic eu, tu spui populația României, a fost la vot, și undeva 30% sunt vaccinați. Vorbim altă dată. Asta era subiectul care vreau să ți-l propun. Băi, să știi că nu trebuie să... Mă bucur că mi-ai atras atenția, Gigi. Să știi că populație și popor sunt două noțiuni diferite, iar eu cred cu tărie în ceea ce spun. Sunt convins, dar... Dacă eram, Gigi, prieten drag, moldovene deștept, dacă eram popor, nu eram aici cu țara, bă, băiete, și cu neamul. Dacă eram popor, nu muream de foame și n-aveam milioane de bolnavi cu șanse mici să se facă bine. Tudor, ai perfecte dreptate. Revin la acest, se termină emisiunea, revin la acest procent de 30% la votare, 30% la vaccinare. Da. Senzația mea este că celălalt 70% n-au nicio treabă nici cu politica, nici cu vaccinarea. Mulțumesc mult, Gigi. Rămân cu această părere a unui moldovean de la Iași, să-i dea Dumnezeu sănătate oricărui moldovean de oriunde ar fi el. Băi, mișto, mișto nații moldovenești, bă. Ce nume valoroase au dat în istorie. Băi, Moldova e superbă. Fără să am ceva acum cu Oltenia, Transilvania, Dobrogea. Bă, Moldova este superbă. Rămâneți alături de noi, de Răzvan și de Radu, de Bună România. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la ora 16. Toate cele bune!